Mergem acum să vă arăt iahtul despre care vorbeam mai devreme. După cum cred că deja ați văzut, taverne. Poți merge și cu bicicleta. Aici sunt magazine și Sunny Marina, unde se înregistrează vasele când intră în port. Din nou terase și să vă arăt iahtul de $1,000,000, ce ziceți de el? Acesta negru. Poate așa s-a din nou magazine și putem să citim de ieft. Aici sunt atestate și ancorate, ca să zic așa. Din Italia văd steaguri. Pe aici magazine de lux. Aici se curăță iahtul. Aici avem intrarea. Să zic, chiar pleacă un iaht. Așa cred. Cred că îl parchează de fapt. E nouă terasă super drăguță pe colț aici.
aici se intre și se iese în buc. Cum vă ziceam, acolo pe se drum sunt hotelurile. Deci mai bine briza aici. Ce frumos au amenajat pădurea. Ce frumos au amenajat pajiștea aceea sus. Ce se vede în depărtare. Un vas să intre în port. Probabil vă întreba ce se aude aici, în partea asta, lângă. Este și o cățușă. Bate puțin vântul. Ce vedeți mai în spate? Este și o plajă la care are acces toată lumea. Aici este some kind of private. E un fel de a fi privat. Observați acolo pe deal, sunt niște apartamente foarte faine. Îmi plac mie cu geamul până jos. Revenind la ale noastre, eu vă mulțumesc că mă urmăriți. Vă doresc o zi super, super tare alături de mine, mai am ce să vă arăt. Și... stați alături. Mai vedem niște iahturi, ne distrăm împreună. Poate avem noroc să vedem și un vas. Acum mergem până pe capătul divului.
niște prietenoși aici, tot români. Ha, îmi place mult tot, vă tot arăt partea aceea că îmi place. Ce frumos se vede, dragilor! Mergem aici pe dig. Nu știu, mi se pare rece apa la ora asta și bătând vântul, mi-ar fi cam frică să stau așa mult în apă. A, asta să vedeți ce am observat. Se apropie un vas. Intră în port. Vine și vasul nostru. Se apropie. So, dragii mei, dacă vă place plimbarea cu vrăjitoarea, aștept like, follow, subscribe, inimioară, love you all. Vin și prietenașii mei. Acum trec pe lângă noi. Au fost la o plimbare. Super drăguț vasul. Și apoi și o șalupă.
Șalupa, șalupa, șalupa. Ce se distrează cu ei, n-au treabă. Haideți că am urmărit și vasele mă portă sus. Din spate vine altă vasă mai departe. Tot un velier. De departe, oamenii aproape de geam în dură, să note. Voi credeți că o să plouă? Eu nu cred că o să plouă, văd un nor.